Biblioteca Scrisoarea 65 -a. Este vorba de scrisoarea Lui Iuda Este foarte interesant cum această foarte scurtă scrisoare Este foarte interesant modul În care începe Modul în care Iuda se prezintă Sunt doar câteva versete O scrisoare foarte scurtă În care Iuda ne lasă Încearcă să ne lase Cu o mulțime de învățături practice Pentru viață Unele directe altele ascunse. Uitați-vă cum începe scrisoarea. Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov. Știm că acest Iuda este unul, sau a fost unul din cei patru frați al lui Isus menționați de Matei și de Marco. Nici unul dintre frații lui Isus, frații de corp al lui Isus, nu l-a urmat pe acesta înainte de moartea sa au devenit ucenicii lui când l-au văzut înviat, ne spune Pavel în 1 Corinteni 15. Iuda acesta, fratele de corp al Domnului Isus, era un învățător și un misionar. Modul în care el se prezintă este interesant. Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, nu fratele lui Isus. De ce se prezintă așa? În primul rând, mi se pare interesant următorul lucru. Iuda nu se autoinclude în numărul celor 12 apostoli. Uitați-vă în versetul 17, unde spune așa, Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. Este foarte interesantă delimitarea pe care Iuda o proclamă aici. El nu se consideră unul dintre apostoli. De ce? Rămânem cu o întrebare și putem încerca câteva răspunsuri, dar întrebarea rămâne. Oare, în înțelegerea lui Iuda, mandatul apostoliei să se fi încheiat odată cu cei 12 apostoli? Aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. Iuda? Are o carte în scriptură inspirată de Duhul Sfânt și nu se autopretinde a fi Apostol. El este robul lui Isus Hristos și se delimitează într-un mod respectuos de Apostolii Domnului Isus Hristos. Să se fi încheiat mandatul Apostoliei odată cu cei 12? Foarte posibil. Rămâne totuși un subiect fierbinte în zilele noastre când mulți credincioși pretind a fi apostoli. Iuda se prezintă ca fiind frate al lui Iacov în al doilea rând. De ce? De ce fratea lui Iacov și nu fratea lui Isus? Era fratele de corp al lui Isus. Cred că răspunsul este simplu. Din modestie și respect. El n-a vrut să profite de relația lui de familie cu Isus. Adică, Iuda își vede adevăratul loc în sistemul politic al lui Dumnezeu. Adică, Iuda, sau faptul de a fi frate de corp cu Isus, nu era puțin lucru și totuși, Iuda nu-și permite un familiarism nepotrivit. Da, Isus fusese fratele lui de corp. Dar dintr-o dată înțelesese că este mult mai mult. Și din modestie și respect, Iuda nu face apel la relația lui organică cu Isus. Modestie și respect. Cum te raportezi la Isus? Cred că ne întreabă Iuda în mod indirect. Cum te raportezi tu la Isus? Cum stai cu familiarismul față de Isus? Prea mulți oameni în jurul nostru. Îl tratează pe Isus ca pe un egal, ca pe un soi de prieten cu care îți permiți poate mai multe decât ar fi potrivit. Cum stai cu familiarismul față de Isus? Familiarismul tău, și n-am spus familiaritate, da, Isus este fratele nostru. Isus este și prietenul nostru, El ne numește prieteni pe noi, ne spune Ioan. Dacă acum vă consider prietenul tău pe Isus, consider eventual un prieten mai mare, infinit mai mare și poate nu se vei permite să l tratezi ca pe un prieten obișnuit. Cum stai cu familiarismul, acea familiaritate exagerată vis-a-vis -vis de persoana Domnului Isus? Și acest familiarism se vede, se manifestă prin atitudine prin limbaș, prin discursul tău privitor la Isus și prin conduita ta. Iată o primă aplicație pentru noi astăzi. Iuda, deși nu era puțin lucru să fie frate de corp cu Isus, nu îndrăznește să se numească fratele de corp al lui, ci roba lui Isus Hristos. Își vede fratele infinit mai mare. Își vede fratele ca fiind stăpânul lui, pentru că Isus este mult mai mult decât un frate, decât un prieten. El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. De ce se prezintă ca frate lui Iacov și nu al lui Isus? În al doilea rând, deci odată din modestie și respect, în al doilea rând, se numește totuși, se prezintă ca și fratea lui Iacov pentru a-și întări autoritatea spuselor sale. Iacov era fratele său mai mare, alt frate de corp al lui Isus, era fratele său mai mare, conducătorul bisericii din Ierusalim. Așa că Iuda își alege cu grijă prezentarea. Roba lui Isus Hristos, să fie foarte clar, și fratele lui Iacov. Modestie și respect. Și fratele lui Iacov, conducătorul bisericii din Ierusalim, îi oferă o oarecare autoritate suplimentară spuselor sale. Acesta este Iacov, autorul. Care este mesajul acestei scurte scrisori? Destinatarii sunt foarte probabil evrei mesianici, dată fiind bogăția de referințe specifice literaturii iudaice. Scrisoarea este concisă, având o singură idee centrală, pe care o găsim în versetul 3. Ascultați-l pe Iacov exprimându-și-o. Prea iubiților. În timp ce căutam cu toată nerăbdarea să vă scriu despre mântuirea de care avem parte împreună, m-am simțit nevoit să vă scriu și să vă încurajez. La ce? Să luptați pentru credința care le-a fost dată, care le-a fost încredințată Sfinților odată pentru totdeauna. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că Iuda a intenționat să scrie o scrisoare pastorală pentru întărirea credinței. Dar s-a văzut obligat să adopte o temă mai aspră pentru apărarea credinței. Cu siguranță vedea cum merg lucrurile în bisericile respective, în bisericile vremii și se simte nevoit, a simțit nevoia să o ia pe o altă cale cu scrisoarea lui. Adică intenția originală este subordonată nevoii urgente generate de învățăturile false ce se străcurau în biserică. O altă lecție de viață de aici ce putem extrage pentru noi? Învățătura falsă trebuie demascată și eliminată. Nu este suficient să prezinți adevărul alături de învățătura falsă și să sper că fiecare îl va recunoaște. Învățătura falsă trebuie demascată și eliminată. În esență, acesta este mesajul lui Iuda în această scurtă scrisoare. Care sunt temele majore și învățăturile foarte practice pe care le putem extrage din această scurtă scrisoare? Scrisoarea începe și se încheie pe un ton optimist asigurându-ne de purtarea lui de grijă. Ascultați cuvântul scripturii. Astfel începe scrisoarea către cei chemați, care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați sau păziți pentru Isus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Așa începe scrisoarea. Cum se încheie? Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, mărăția, puterea și stăpânirea mai înainte de toți vecii și acum, și în veci. Scrisarea începe și se încheie asigurându-ne de purtarea lui de grijă. De faptul că Dumnezeu își va ține promisiunile făcute în ce privește umblarea credinței noastre. Dar între început și încheiere Iuda prezintă zona sumbră. Dumnezeu ne-a chemat, ne iubește și ne păstrează și ne va face să ne înfățișăm fără prihană înaintea Dumnezeului nostru, a Mântuitorului nostru. Dacă între cele două nu ne întoarcem noi din drum. Așa că între introducere și încheiere, Iuda prezintă zona sumbră. Și anume, dacă nu veghezi asupra crezului, te vei afla în pericolul de a pierde paza sau păstrarea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce Iuda încearcă să transmită în câteva cuvinte, de fapt. Dacă nu veghezi asupra crezului, te vei afla în pericolul de a pierde paza lui Dumnezeu. De ce face asta? Ascultați-l sau de unde am dedus aceasta, uitați-vă. Cât s-au strecurat între voi unii oameni scriși de mult pentru condamnarea aceasta. Oameni nevlavioși care schimbă Harul lui Dumnezeu, haurul Dumnezeului nostru în depravare și îl neagă pe singurul nostru stăpân și domn, Isus Hristos. Încă o dată observăm că ereziile nu sunt apanajul epocii moderne. Ereziile, erorile de învățătură au apărut imediat după formarea Bisericii creștine. Astfel că Iuda, alături de Pavel, Ioan și Petru, combate alunecările de la crezul apostolic. De fapt, dacă citim cu foarte mare atenție, asemănarea scrisorii lui Iuda cu 2 Petru este imposibil de trecut cu vederea. Dacă citiți cu atenție 2 Petru, capitolul 2 de la 1 la 22, veți vedea niște asemănări extraordinare cu Iuda de la versul 4 la 18. Învățătorii falși distorsionau harul lui Dumnezeu, făcându-l licență pentru păcat. Gândirea lor era următoarea. Din moment ce ai fost iertat de Dumnezeu și ai primit Duhul Sfânt, poți să faci orice dorești, pentru că Harul lui Dumnezeu acoperă orice. Nu vă sună foarte familiar cu o mulțime de învățături de astăzi? Ideea aceasta nu este de astăzi, este de la începutul Bisericii Primare. Distorsionau Harul lui Dumnezeu făcându-l licența pentru păcat. Ce încearcă Iuda să ne spună și să ne învețe pe noi astăzi este următorul lucru. Harul lui Dumnezeu nu este un pașaport spre lumea desfrâului, a depravării. Harul lui Dumnezeu nu este un pașaport spre lumea desfrâului. Libertatea în Hristos nu trebuie confundată cu libertinismul Libertate nu înseamnă că pot face tot ceea ce vreau. Asta ar fi cea mai groaznică formă de sclavie. Niciun om nu este liber atâta vreme cât este sclavul firii sale, spunea până și Seneca, care nu era creștin. Până și el recunoaște acest adevăr. Niciun om nu este liber atâta vreme cât este sclavul firii sale. Libertate nu înseamnă că pot să fac tot ceea ce vreau și îmi vine conform poftelor mele. Asta este cea mai groznică formă de sclavie. E sclavul poftelor tale. Și nu ești cu adevărat liber. Ai impresia că ești liber, dar nu ești liber. De fapt, ești sclav. Libertate înseamnă că am fost eliberat ca să devin tot ceea ce Dumnezeu vrea să fiu. Înseamnă să funcționez la parametrii la care am fost creat. Libertatea mea maximă este atunci când funcționez la parametrii creației. Abia atunci funcționez cum trebuie. Când respect acești parametri așa cum i-a gândit Dumnezeu. Să nu uităm, pentru cei care încercăm uneori să distorsionăm harul și să-l facem o licență pentru păcat. Iisus promite să-i facă pe oameni liberi, nu independenți. Noi nu suntem persoane independente, nu suntem persoane dependente, când zic noi credincioșii, suntem persoane dependente de Dumnezeu, dependente de Isus. El ne promite libertate, adică să funcționăm la parametrii la care am fost creați, să devenim tot ceea ce Dumnezeu vrea să devenim. Asta înseamnă libertate. Dar nu suntem independenți, adică să facem tot ce vrem, Isus ne promite libertate, nu independență. Iată un adevăr care ne poate ajuta în umblarea credinței. Libertatea celor mai liberi oameni este să acționeze corect, legitim. O altă învățătură practică de viață din epistola lui Iuda. Sfârșitul libertinismului este moartea veșnică. Este exact ceea ce Iuda încearcă să ne transmită de la versul 5 în jos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri. Că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urma nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru o judecată a zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie și-au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Adică, Iuda transmit un adevăr foarte clar, care iarăși poate fi o resursă pentru noi astăzi. Judecata lui Dumnezeu vine cu siguranță și odată executată este eternă. Sfârșitul unui stil de viață libertin, depravat, este moartea veșnică. Și Iuda argumentează acest adevăr tulburător folosindu-se de trei exemple istorice. Și le-am citit. Necredința poporului ieșit din Egipt în promisiunea lui Dumnezeu de a-i duce în țara promisă. Al doilea argument are de a face cu aroganța îngerilor care nu și-au apreciat poziția, rangul pe care îl aveau și libertinajul sau desfrâul, depravarea celor din Sodoma și Gomora. Fiecare din acestea trei au condus la o pedeapsă divină definitivă. Argumentul, deci, lui Iuda este cât se poate declara. Judecata divină vine cu siguranță. A mai venit Vine cu siguranță și odată executată este eternă. De fapt, cele trei aspecte sunt legate și interdependente. Pentru că neîncrederea în vorbirea lui Dumnezeu, în promisiunea lui Dumnezeu, te conduce la un soi de aroganță personală, iar ca consecință, fiind cineva, crezându-te cineva, vei stabili tu normele morale convenabile poftelor tale. Acesta este mecanismul căderii. Aproape de fiecare dată. Întâi, nu te încrezi în vorbirea lui Dumnezeu, nu-i respecti autoritatea. Nerespectând această autoritate, se insinuează în tine un soi de aroganță personală că tu știi mai bine. Crezând că tu știi mai bine, vei stabili tu normele morale și de obicei vei stabili normele morale conform poftelor tale. Acesta este mecanismul căderii. Sfârșitul. Libertinajului este moartea veșnică. Apoi, o altă temă adusă, temă practică, aplicație practică de viață adusă de Iuda. Citim mai departe. Acești visători pângăresc trupul și, ascultați, resping autoritatea și bagiocoresc cele slăvite. O altă caracteristică a acestora, respingă autoritatea, ba cele slăvite. Și ascultați argumentul lui Iuda, nici chiar arhanghelul Mihail, când îl înfrunta pe diavol și discuta aprins cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă împotriva lui vreo acuzație de făimătoare, ci a zis doar, Domnul să te mustre. Aceștia însă, învățători aceștia, oameni aceștia, însă bat lucrurile pe care nu le înțeleg. Și sunt nimiciți tocmai prin lucrurile pe care le știu din instinct Ca viețuitoarele fără rațiune Versetele 8 la 10 Iuda se folosește de exemplul arhanghelului Mihail Și folosindu-se de acest exemplu Vine să sublinieze importanța respectului Față de autoritate, față de rang Mihail, cu un rang mare în împărăția lui Dumnezeu Lasă judecata la latitudinea lui Dumnezeu. nu își permite nici măcar el să-i o submineze, să-și asume autoritatea pe care nu o are. Și în lupta cu diavolul, atâta spune, Domnul să te mustre, Domnul să se ocupe de tine. Este autoritatea lui să o facă când știe și cum știe. Ce învățăm de aici pentru noi astăzi? Uitați-vă ce învățăm. Autoritatea autoasumată se cheamă impertinență. Trăim astfel de vremuri în care ne asumăm o autoritate pe care nu avem și devenim impertinenți. Lumea noastră, uitați-vă în jur, se transformă rapid într-o casă de nebuni în care pacienții încearcă să conducă azilul, în care pacienții scriu rețetele. Dacă accepti autoritatea Domnului Isus în viața ta, dacă spui că accepti autoritatea Domnului Isus în viața ta, atunci trebuie să accepti și autoritatea cuvintelor sale, a învățăturilor sale. Accepti această autoritate? Nu poți să spui că îl iubești pe Isus și asculți de El, că nu-i asculți de cuvintele Lui și nu treci după normele Lui. Cine nu învață să trăiască sub autoritate, va sfârși în haos. Iată o altă lecție despre respectarea autorității. O scurtă paranteză. S-ar putea să ne întrebăm, sau cititorul de astăzi, cititorul de astăzi, s-ar putea părea ciudată citarea din cărți necanonice, care nu sunt parte din Scriptură. Dar pentru iudeii de atunci era ceva nespus de relevant. De exemplu, Clement și Origen ne spun că disputa dintre Mihail și Diavol a fost relatată într-o carte numită Înălțarea lui Moise, o repovestire creativă a ultimelor cuvinte ale lui Moise din Deuteronom 30 la 34. Apoi citează din cartea lui Enoch cu îngerii. Ei bine, cum de Iuda se folosește de cărți necanonice pentru argumentele sale? Trebuie să înțelegem un lucru. Cultura iudaică de atunci era familiarizată și cufundată în texte religioase inspirate din scriptură. Ei știau despre ce vorbește Iuda. Ar fi exact cum astăzi am citat din autor de cărți religioase și de cărți de formare spirituală. Este ca și cum în discursul nostru am citat din, eu știu, Ravi Zacharias, Filipiensei. Max Lucado, C.S. Lewis și așa mai departe. Cum zicea și cu tare. Cum zicea cu tare. Așa că folosirea unor argumente din cărți necanonice de către Iuda nu era ceva neobișnuit. Iuda încerca să ne transmită acest adevăr foarte important. Cine nu învață să trăiască sub autoritate, va sfârși în haos. Autoritatea autoasumată se cheamă impertinență. Și partea aplicativă a lui Iuda, în scurt, a lui scrisoare, continuă. Problematica învățătorilor falși este foarte complexă. Învățătorii falși nu se mulțumesc să se cufunde singuri în păcat și în moartea veșnică, ci încearcă să atragă și pe alții împreună cu ei. Și asta încearcă în ultima parte a scrisorii, încearcă Iuda să ne transmită. Ascultați cuvintele lui din versetul 11. Vai de ei, că ce-au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Care este firul comun a acestor trei exemple? Iuda, de fapt, vrea să ne transmită acest adevăr. Învățătorii falși nu doar trăiesc în păcat, nu doar vor avea parte de judecata veșnică a lui Dumnezeu, ba mai mult, ei încearcă să tragă și pe alții, să corupă și pe alții împreună cu ei. Calea lui Cain, o știm cu toții, după uciderea lui Abel, Cain a plecat dinaintea feței Domnului, a întors spatele Domnului, a construit un oraș unde violența și păcatul erau la ele acasă. Cain a corupt și pe alții. Rătăcirea lui Balam, o știm cu toții, neputând să blesteme poporul, Balam îl atrage în idolatrie și imoralitate. Iar răscoala lui Core, în al treilea rând, a atras un număr însemnat de oameni din popor împotriva lui Moise, citim asta numărul 16. Așa că firul comun al lui Iuda acesta este. Și încearcă să transmită acest adevăr. Învățătorii falși încearcă să corupă și pe alții. Așa că fiți atenți! Cum îi caracterizează Dumnezeu? Ascultați! Prin Iuda. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care spume gărușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Versetele 12 și 13. Citim o astfel de caracterizare și te întrebi ce sunt semne această vorbire figurativă. Este o înșiruire de metafore. Dar orice metaforă subliniază, conduce, este vehiculul unui adevăr pe care vrei să-l exprimi. Pete de murdărie la petrecerile voastre, adică întinează până și evenimentele voastre curate pe care încercați să le organizați. Nor fără apă, mânați încoace și încolo, adică oameni care nu își împlinesc scopul, Nefolositori un nor fără apă, nu folosește la nimic. Și este mânat încoace și încolo. Pom tomnatici fără rod, de două ori mor și dezrădăcinați. Adică au aparență de viață, dar sunt sterili. Valuri înfuriate ale mării care spume gărușinile. Adică vin cu păcatele lor să și le expună și fac caz de ele și se mândresc cu ele. Stele rătăcitoare care se sting în întuneric, adică nu au nicio direcție sfârșind, fără să lase ceva demn în urma lor. Și caracterizarea continuă. Ei sunt cârtitori, critici, umblă după poftele lor, gura lor rostește lăudăroșenii și admiră fețele oamenilor pentru propriile foloase. Ei sunt aceia care produc dezbinări, sunt firești și nu au duhul. Stăm și ne întrebăm, de ce spume Iuda în felul acesta? Ca să refuleze, să se ventileze și el puțin? La ce bun aceste caracterizări? Ca să-i recunoaștem, ca să-i etichetăm pe alții? sau ca să ne etichetăm pe noi, ca să ne vedem eventual fața în oglindă și să luăm măsuri, să ne reabilităm. Eu cred că, în primul rând, ca să ne autoevaluăm înainte de a evalua pe alții. Cum arată? Cum arăți tu în această oglindă? Aroganță, libertinaj și coruperea altora? Dacă te afli undeva pe acest drum, oprește-te imediat. La capătul lui se află moartea veșnică. Scopul, mesajul lui Iuda în această scurtă scrisoare este clar. Luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. De ce? Pentru că este atacată de libertinism adică de depravare, de desfreu? Nu confundați Harul Lui Hristos cu libertinajul? De ce să luptăm pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna și pentru vremurile în care trăim, vremuri care disprețuiesc autoritatea? Disprețuirea poziției primite este contraproductivă, se transformă în impertinență spirituală. De ce să luptăm pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna? Pentru că influența negativă Încearcă să ne corupă cine și la ce te cheamă. Acestea sunt cuvintele lui Iuda. Nu vrea să-și încheie scrisoarea cu această oglindă, cu această caracterizare tulburătoare a credincioșilor, între ghilimele, corupți, ci vrea să-și încheie pe un ton mai optimist și foarte practic. Luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Cum? Și foarte practic, Ioda ne spune cum. Cum? Zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Citim din versetul 20. Dar voi prea iubiților, ei sunt acolo, dar voi prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Adică? Adică creșteți în cunoștința de Dumnezeu. Apoi, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Adică, adică stați într-o dependență autentică de Dumnezeu, cerându-i ajutorul sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cum? Țineți-vă, adică păziți-vă, mențineți-vă, păstrați-vă, stați în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. Adică, adică fiți statornici în trăirea voastră curată. Cum lupți pentru credința, dată să dată pentru totdeauna? Mustrați pe cei ce se despart de voi. Adică, adică nu tratați păcatul cu ușurătate, confruntați-l, rezolvați-l. Cum mai luptăm? Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. Adică, adică unde se poate, luați măsuri drastice, nu fiți nepăsători față de cei care cad, mergeți după ei, căutați-i, smulgeți-i dacă se poate. Cum luptăm pentru credința dată Sfințul dată pentru totdeauna? De alții, iarăși, fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acolo unde nu se pot lua măsuri drastice, arătați-vă compasiunea, păstrându-vă distanți, separându-vă de păcatele lor. Fie vă milă cu frică, cu teamă, cu respect unde nu poți lua măsuri drastice, nu mai ai autoritatea asupra lor, arătați-vă compasiunea față de ei, în timp ce vă păstrați distanți de păcatele lor. Iată mecanismul luptei, dacă vreți. Iuda astfel își încheie scrisoarea, dar voi, prea iubiților, reluați, vă îndemn să reluați acest verset 20 și să meditați la el, dar voi, prea iubiților, Luptați-vă pentru credința dată Sfinților pentru totdeauna în aceste feluri. Acestea sunt cuvintele lui Iuda, frate de corp al, lui, al Domnului Isus, pentru noi toți astăzi. Dacă cumva le-am putea invita pe Dumnezeu aici, în mijlocul nostru, ca să avem un dialog cu El, dacă Dumnezeu ar veni aici fizic, să putem să-i punem niște întrebări, să putem să dialogăm cu El. Cred că în urma citirii acestei scrisori, dialogul cu El ar merge cam așa. Doamne, am învățat multe și din citirea acestei scrisori. Mulțumesc frumos! Cred că Domnul m-ar întreba, da? Ce ai învățat? Și atunci mi-a strânge cuvintele și aș spune, Doamne, am învățat că harul tău nu este un pașaport pentru o trăire desfrânată. Doamne, am învățat că joaca cu păcatul se sfârșește cu o tragedie veșnică. Doamne, am mai învățat că dacă nu învăț să respect autoritatea, voi sfârși în haos, în impertinență spirituală. Dar, Doamne, aș continua eu, aș avea totuși o întrebare. Doamne, Tu ne-ai spus să luptăm pentru credința primită, prin apostoli. Am văzut că ținta ta au fost învățătorii falși, nu detalerea ereziilor purtate de ei, răspândite de ei. De ce? Cred că Dumnezeu răspunde așa. Nu m-am focalizat pe teologia lor coruptă, ci pe conduita lor coruptă, ca să-i recunoști mai ușor. O trăire coruptă este generată de o teologie coruptă. Iar trăirea coruptă se vede clar. Fiul meu zicea, ar continua domnul, după roadele lor îi veți cunoaște. Până la urmă, cine mă iubește, păzește poruncile mele, spunea fiul meu. Și asta se vede de la distanță. Aș răspunde eu, așa este, domne. Și am mai învățat încă ceva de la scrisoarea aceasta. Dacă eu îmi fac partea, tu ți-o vei face pe a ta. Mă vei păzi de orice cădere și mă vei antrena astfel încât să mă înfățișez înaintea feței tale plin de bucurie. Doamne, îți mulțumesc încă o dată pentru dovada că Tu pur și simplu mă iubești. Tatăl nostru care ești în ceruri, îndrăsnim să venim înaintea feței tale cu mulțumirea noastră. Să-ți mulțumim pentru planul pe care l-ai gândit pentru mântuirea noastră. Să-ți mulțumim că suntem chemați, că suntem iubiți și că suntem păstrați de tine prin Isus Hristos. Doamne, aș vrea să învățăm să stăm ascunși în tine, să ne lăsăm păstrați de tine. Doamne, îți mulțumim frumos că în ce te privește îți vei face partea. Doamne, vrem să învățăm fiecare din Biserica Via. Vrem să învățăm, să ne luptăm pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna de către apostolii tăi. Doamne, cu această mulțumire, Vrem să încheiem și ziua de astăzi, declarându-ți acest adevăr. Știm că ne iubești. Ajută-ne să te iubim mai mult. Amin.